Șofranul este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, iar prețul său ridicat se datorează faptului că recoltarea este o muncă intensivă, necesitând o cantitate mare de flori pentru a produce o cantitate mică de șofran. La prima vedere ar părea că este o afacere profitabilă, dar sunt oare principalii beneficiari ai veniturilor cultivatorii și care sunt cele mai mari provocări ale lor? Aflăm astăzi de la invitata noastră, Lidia Surdu. Bine ai venit acasă. Bună ziua, bine v-am găsit. Cu siguranță fraza clasică, esențele tari se țin în sticluțe mici, este perfect adaptată acestui condiment, șofranul. Da. Și vreau să te întreb, de unde, de la ce ați început voi, o familie din Republica Moldova, să cultivați, uite, acest condiment scump? Această idee a parvenit de la soțul meu, migrând în afara țării. M-a întrebat care ar fi părerea mea la ideea pe care o are el. I-am zis că hai să ajungi acasă, vom discuta despre această idee. Mi-a plăcut foarte mult, eu fiind o persoană iubitoare de flori, am început cu o cantitate foarte, foarte mică de bulbi. Așa, dar de unde i-ați luat bulbii? De la un cunoscut, așa, de care mi-a întrebat dacă dorim. I-am zis de ce nu, că îmi plac foarte mult. Ele sunt asemănătoare brândușilor, exact. Da, desigur. Și am zis, de ce nu, să-mi înfrumusețez grădina mea cu flori. După care ne-am documentat, ne-am interesat că este o activitate foarte plăcută. Este și asiduă, desigur, ca să ajungem la acest produs. Apropo, da. Da. Este o cale foarte lungă de parcurs, dar este și foarte plăcută. Și fiind în concediu de maternitate, m-am ocupat, soțul iarăși a mai migrat un pic, eu m-am ocupat de această cultură, am plantat-o. Eu bănuiesc că te-ai documentat înainte, pentru că e o cultură care poate fi adaptată la condițiile meteo din Republica da, Moldova. Da, desigur. Am făcut ca un mic experiment. Cum ar fi? Am încercat să vedem cantitatea pe care o avem, cum se adaptează la temperaturile, la solul, da, la climă, și am văzut că se adaptează, deci foarte bine. Capricioasă. Nu, absolut deloc. Este rezistentă chiar și la îngheț. Nu necesită atât de mult până la plantare, nu necesită atât de mult până la recoltare. Da. Nu necesită atât de mult doar înlăturarea buruienilor, ce este și... Deci nu e mare grijă, nu trebuie să ai mare grijă. Nu, ok, ai zis mai devreme de bulb și cumva m-a dus cu gândul la lalele, pentru că lalele trebuie să le scoatem, bulbii respectiv să-i uscăm și iară să-i plantăm. Ce facem cu șofranul? Cu șofranul, din perioada plantării, aproximativ de la 3-5 ani, îi lăsăm în perioada înmulțirii, așa, cum ar fi, se înmulțesc, după care noi... Personal am început cu o cantitate, v-am spus, foarte mică, după care ne-am interesat și am găsit o companie la nordul Moldovei, după care am procurat o cantitate mult mai mare și am decis de ce nu să ne extindem, să avem afacerea noastră, activitatea noastră pe lângă serviciu, ne ocupăm și cu activitatea... Foarte, foarte frumos. Eu cred că sunteți și un exemplu, pentru că pe lângă activitatea pe care o aveți, sunteți angajați în câmpul muncii, desfășurați și o activitate business de familie, dacă putem să-i spunem așa, foarte frumoasă. Să înțeleg că de la câtelea an putem deja să strângem recolta? Nu, recolta se strânge în fiecare, în fiecare an. Da, desigur. Se plantează în august-septembrie. După care, în octombrie-noiembrie, deja strângem roada acestor... Eu aș vrea să le arăt celor de acasă sau celor care au auzit de șofran și nu știu cum arată, pentru că m-am numărat și eu printre acești necunoscători. Deci, practic, aceste, cum se numesc? Stigmate. Stigmate, da? Din interior, roșii. Ăsta este acest condiment, aurul roșu, cum îi se mai spune. Și apropo, să știți, ce de acasă este cel mai scump condiment din lume. Din lume, corect. Unde este aurul folosim? Gastronomiei. Așa este, aurul gastronomiei. Unde putem să-l folosim? Pentru că citisem undeva că atât în deserturi, da, cât în industria și... farmaceutică, la fel se pentru tratarea acneilor, bolilor de piele, în produse culinare, desigur, personal am încercat și am copt pâine de casă, la brioșe, la fel, în cozonac, sărbătorile de Paște dau miros și o culoare îmbătătoare. Cei care au mâncat și au gustat din acest produs au rămas plăcut impresionați. Vă îl comercializați acum? Da, în Republica Moldova îl comercializăm, dar prin cunoscuți, mai mult și rețele de socializare la moment. Și se
întreabă, sunt moldovenii noștri curioși și folosesc acest condiment? Da, sunt curioși și unii chiar spun că merită să se dea pentru acest produs un preț atât de bun, deoarece cu toate că la noi în Moldova se spune că ar fi mai bine să fie un preț mai bun, dar ne limităm la ceea ce este în... Acum am să te întreb și cât costă în Republica Moldova. În Republica Moldova, pentru că... în jur de 1 gram ajunge până la 350-400 de lei. Miroase extraordinar de frumos. Are o aromă, nici nu aș putea să o descriu. Se poate și ceai de făcut din șofran, desigur, da? Desigur. Deci se înțeleg că are și acele proprietăți terapeutice la nivel de organism. Da, corect. Este un antioxidant foarte bun. Ne dă o energie și o stare de spirit pe parcursul zilei. Foarte Încerc plăcut. Să fac asemănări... Mirosului? A mirosului, dar nu înțeleg cu ce s-ar asemăna. Parcă ar fi măcieș, parcă ar fi... Nu, poate mă ajutați noastră. Dar este foarte, foarte, foarte frumos și eu vă sunt sigură că... și în produsele culinare, nu numai mirosul, dar și culoare foarte... Văd și altceva, o licoare magică pe lângă acest șofran. Da, ce este sigur, asta? Este miere din șofran. Așa. Deci e posibil să ai un experiment de-al dumneavoastră? Nu, pentru noi desigur este un experiment, pentru început, la 3 litri de... miere, undeva la 6 grame de șofran. Deci, practic, în mierea de albini, da? Punem aceste condimente. Da, aceste stigmate fermentate, am spus dumneavoastră, le fermentăm acasă, pe o hârtie de copt, după care cu ceva foarte, foarte fierbinte acoperim și lăsăm o perioadă, câteva minute, după care fermentăm foarte, foarte bine și deja el se folosește aproximativ la finalizarea acestor produse, chiar și în paste sau la mâncare, se finalizează la sfârșit, se pune la sfârșitul mâncării. Eu înțeleg așa, că voi vindeți, uite așa, șofranul, iar noi de acasă trebuie să-l fermentăm ca să-l putem întrebuința mai mult. Sau putem să-l folosim și așa? Putem să-l folosim, dar mai mult în ceaiuri, dar în mâncare, în paste, în sosuri cu carne, în pește. Cel mai bine să-l fermentăm. Da, desigur. Și da, desigur, copii, vă dă o aromă foarte, foarte plăcută și o culoare... plăcere să mănânci. Îmi dau seama, o plăcere extraordinară. Bun, ce aș vrea să te întreb, dacă această cultură de șofran, cât aveți momentan? Pentru că ați zis că ați început cu puțin. Aveți pământuri pe care vă gândeați ce să faceți cu ele? Da, desigur, de asta și ne-am hotărât. Acum, la moment, în jur de 8 ani, după cum vedeți în imagine, asta este începutul, sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Avem în jur de 8 ari la moment, o cantitate nici prea mare, dar e suficientă pentru un început. V-am spus, un experiment pentru noi, familia, ce este mierea din șofran. Stigmatele de șofran, da, desigur. Florile se strâng în luna octombrie. Cât de migăloasă este acest proces? Pe cât este de migălos, sincer să vă spun, este și foarte plăcut. Noi ne... suntem doar noi și soțul, bunica. Deci nu aveți alții ajutori. La început suntem doar noi. Implicăm și copiii, desigur, în activitatea aceasta. Le place foarte mult. Doar din floarea pe care o avem, doar trei fire. Acele asta vreau, trei deci fire. Doar trei fire de stigmate există într-o floare. Da, pentru un gram de stigmate, undeva aproximativ 150-200 de flori trebuie ca să ajungem la un gram de... Deci aici, da? 0,5, aici e mai puțin. Aici e mai puțin, dar ca să înțeleagă. Aici avem 0,5 grame. Câte flori au fost aici? Până la 80-100 flori aproximativ. Până la 80 de flori avem aici în această sticluță. Am zis eu mai devreme că esențele tari se țin în sticluțe mici. Iată, asta este validarea ceea ce am zis mai devreme. Și ce urmează? Vreți să dezvoltați această afacere? Pentru că și noi ne-am documentat și nu sunteți singura familie. Dar cu toate astea, puțin sunt cei care se încumetă să planteze și să se apuce de un astfel de business. Da, desigur, vrem să încercăm pe parcurs să... ne extindem, dacă este posibil, și în afara țării, adică tindem spre ceva mai mult
Și sperăm să fie o afacere foarte profitabilă, atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele țării. Voi momentan comercializați doar aici, Moldova, în Moldova. Da. Ei, sper că, având în vedere faptul că suntem noi văzuți și de cei de peste prut, poate o să îndrăznească să întrebe și să folosească și chiar frații noștri, da, exact, acest aur roșu. Lidia, eu îți mulțumesc, jos pălăria pentru ceea ce faceți. Într-adevăr, este o afacere, dar pe lângă toate este o implicare personală a familiei și îmi dau seama cât de tare țineți la această afacere. Mi-ai descoperit și faptul că există și mere de șofran și asta nu am știut, așa că mă duc astăzi liniștită că am aflat ceva. Îți mulțumesc foarte mult, salutări acasă și, nu știu, eu vă doresc succes pe mai departe. Mulțumim!